râzi cu Sergiu și Andrei. Dimineața la Kiss FM. Faci muzică pentru copii de 12 ani, mai rar pe radio, mai des în cancan. Peste tot ți-arăți sânii și dosul, ești mai operată decât Windows-ul. Sunt lucruri ce trebuie spuse, operații tu ai mai mult de 10. Pe exterior sunt silicoane și buze cu botox. Cine e, cine e, cine e dintre noi doi, blondă și din Vaslui? Cine e, cine e, cine e cobaiul preferat al chirurgului? Uite-ne, 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 suntem comedianți, nu vrei să ne iubim? Sau tu te, sau tu te, sau tu te iubești doar cu ăia anonim? Niciodată tu nu ai fost amuzant, mă apucă râsul când spui că ești comediant. Mai nou am auzit că ești citătic, deci lucru cel mai trist e că te-ai înmulțit. Andrei mi-au spus fetele mele ce compensezi tu prin pătrățele. Atrage oițe multe, oare știu ele că asculți manele? Se face de la Lora pentru cei mai neamuzanți de la radio. Se știe. Bine, boss. Care, care, care e ăla mai haios dintre voi doi? Ce văd eu, ce văd eu, ce văd eu? E o prăjină lângă un butoi. Să ne convingă că-i vedetă nu doar Odelia mai mică. Lora, frică să nu-ți fie, pentru furt de iubiți nu ajungi la pușcărie. Știu că vreți să mă convingeți că sunteți amuzanți, dar n-aveți ce să ziceți. Poate că nu sunt eu Madonna, dar n-ați vrea voi să faceți ce-a făcut Ramona. Acum te, acum te, acum te iubești cu managerul. Doamne, ce clișeu. Probabil, probabil, următorul e bogat și piesă de muzeu. Unde e, unde e, unde e umorul cu care vă dați voi zmei? Nu am râs, nu am râs, nu am râs niciodată cu Sergiu și Andrei. Salut! Dacă ți-a plăcut clipul ăsta, te invităm să te abonezi la canalul nostru. Și dacă vrei mai multe clipuri amuzante și invitați speciali, dă click aici. Dacă vrei, adică noi nu insistăm. Nu te forțăm sau ceva. Dar noi am muncit un pic pentru ele. Plus că luminile astea costă. Eu m-am trezit la 5. Ah. Hai, te rog, dă click!